Bună ziua, bine v-am găsit, iată, suntem tot pe 5 august și acum ceva timp v-am arătat această colonie, e foarte mic, am reorganizat cuibul, l-am strâns, o să vin să adun această albină moartă, o să vin le mături de aici ca să... O să rup aici burienile și vin și adun această albină. Știți că am pus acel lucru că aici e un fel de furtișac. Acele albine care vin în continuare deja, la ăsta vin de o lună de zile, cred că iată. Acea e albină hoață, acea e albină hoață, asta e hoață. Aceste albine sunt de la, iată alta acolo, de la un stup neîngrijit sau de la un roi din copac undeva, că ele tot vin, nu găsesc logica de ce au cășunat așa tare pe această familie. Asta nu e nimic, dar după ce am pus... această gratie și nu mai puteau să intre. S-a întâmplat și mă gândeam eu că o să se întâmple până la urmă, adică a venit la ăsta. A venit să l-a atacat pe ăsta. Dar ăsta e un familie foarte puternică față de acela e pe 4 rame, 5, dar ăsta are armată. Are armată în care trântori. Dar nu l-am mai deschis cam de mult. Ăsta execută și acum. Și acum și aici se văd acele albine negre care vin în atac. Aceea este. Aceea. Iată aici două și deja aici albina o execută. Deci aici o să o execută, caută să o înțepe. Deci, nu e un furtișac din ăla agresiv, e din ăla lent, așa tot vin în continuu, deci nu vin dintr-o dată. Urdinișul e strâns la maxim cât am putut pentru această colonie fiind mai mare, dar iată ce tocătură aici. Acea familie de la care vine probabil nu are hrană, nu știu ce se întâmplă. Vor trebui să descurce așa, cred că toată toamna o să fie acest furtișag de oprit, doar, nu știu, nu am idee. Nu vreau să iau altă măsură să nu se întindă. Nu se întindă la ei la alți stupi. Cu toate că mai vin și la ceilalți doi de lângă. Mai vine și aici, da, mai vin și aici, dar mai puține. Și asta e o familie puternică. E un stup plin, are multă albină, mult puiet. O familie bună, dar și aici același lucru. Acea albină, iată, aceea este albina hoață. Aici avem această problemă. Și aici vine, și aici vine, dar aici mai puțin. Mai puțin, aici s-a refăcut colonia, am unificat-o. La ăsta nu avem matcă, iată și aici, deci tot vin acele albine negre. Nu înțeleg, am mai avut eu furtișac, dar cum am zis la ăștia doi, iată ce e aici. Trebuie adunat această albină. Ceea ce mă îngrijorează este că sunt purtătoare de boli, deci
bolnici mai rade câte o ramă de albină din stup, cu toate că nu ele atacă, ele nu atacă direct, dar vin și sunt luate în primire. Sunt luate în primire și cam asta este. Doar să stai aici toată ziua și să încep să le, când se pun pe urdiniș, să le omori. Iată, asta este. Nu e un furtișac din ăla, cum am spus eu, că la agresiv vine și în două ore ți-a curățat stupul. Asta durează de o lună de zile. N-am umblat la stup, n-am... Nu știu care-i... Zici că sunt din alea invazive. Bun, cam atât am vrut să vă prezint. Până data viitoare, numai bine.